Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, etalare pentru octombrie, aproximativ 2022, ceea ce spun deja poate pentru unii se întâmplă, pentru alții se întâmplă în noiembrie, decembrie, nu vă fixați niciodată pe etalare și vedeți că atunci când vorbesc despre voi, poate de fapt este energia inversată a persoanei cu care aveți de-a face. Iar nu uitați acest lucru. Între timp mai ascultat și alte aspecte, nu doar Zodia, ci și Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord și ce mai aveți. În timp ce am amestecat, au venit niște cărți preetalare, cu alte cuvinte. 28, 15, 2 și 8 înseamnă 1 sau 10. Probabil pentru unii dintre voi sunteți într-o poveste de dragoste și trebuie să marcați o nouă etapă în această poveste de dragoste, pentru că în acest moment această poveste de dragoste trece printr-o situație foarte toxică. Pe de-o parte, pentru unele doamne, probabil că trebuie să puneți capăt unei situații la distanță sau a unui vis, aș spune. Pentru alții este pentru altele sau alții. Nu știu cine. Aveți de-a face cu un bărbat, posibil foarte puternic, cu o autoritate profesională. 15 mi-aduce aminte de diavol, de capricorn, de casa 10. Dar nu doar atât. 15 este energie toxică, adictivă. Ori reprezintări frici, ori violență, ori obsesii sexuale, clar, pentru unii, poate e un bărbat care e obsedat sexual de voi, unele doamne, pardon, un bărbat obsedat sexual, foarte, foarte atras de voi. Sau, acest bărbat poate în continuare să fie atras de voi, dar să aibă o energie foarte toxică în preajmă. Adică, cineva, un membru al familiei, coleg, colegă, invidios, invidioasă, geloasă, obsedată, obsedantă, violentă, da? E diavolul. Și asta din cauza fricilor de a pierde ceva. Nu știu, poate de a pierde bani, de a pierde, eu știu, atenția. Probabil că este și o situație narcisist, victimă în această situație, în această relație. Mai avem ceva? Nu. Ia, interesant că și la voi, da, și la voi, pentru că eu, de fapt, am făcut până acum etalarea pentru Fecioară, o să o atașez mai târziu, așa am fost ghidată. Și la voi apare ciclurile, ca și mesaj în preetalare sau așa. Trebuie să încheiați un ciclu, ați zis, e o nouă etapă în dragostea voastră, în viața voastră. Sau poate acest personaj trebuie să încheie un ciclu, să se elibereze de toxicitate, de energie. Ia uite, și apare, am pus, ia uitați, vedeți? Șarpele. E un personaj care ori pe ei îi dușmanește, ori pe voi, ori pe amândoi. Nu știu. A, ce vreau să zic, în timp ce am amestecat cărțile, la un dat mai ceva se întâmplă. Se arde ceva, ori pasiunea aceasta, dragostea asta care este între voi, trece printr-o etapă foarte dură, aș zice turn, pentru că eu, în timp ce curățam cărțile, am lovit un set de cărți, nu mai știu care. Parcă acesta, iată, regele de cupe, dragoste adevărată, am lovit setul de cărți de bețișorul care arde și curăță energetic camera. Va trebui să vă vindecați după acest șoc. E o situație șocantă. Ori în viața voastră, ori în viața lor. Asta însă eu am aprins bețișorul, merge în continuare, aprinde miroase, aprinde, eu știu, aprinde, se reaprinde flacăra. Dar e o chestie. Hai să vedem. Gemeni. Ia uite, 1. Apropo de 1. Cavalerul pe cal alb. Versus casă, tradiție și eventual o căsătorie cu inelul. 2 și cu 5 e 7. Casa 7 a relațiilor contractuale. 1. Cavalerul. Cavalerul e energie destul de curajoasă, impulsivă, care inițiază ceva. Poate să fie și o atracție puternică între voi și cineva și în această situație foarte pasională vă întâlniți, vă despărțiți. Cavaler, veniți, plecați. Vedem. Mai vedem ce altă mesaj mai vine. Oricum, unul înseamnă inițiere. Sau început, sau inițiativă.
Energia gemenilor. Sau o aventură. E cavaler, o aventură. A unora, a voastră, a lor, a cuiva. Energia gemenilor. Soarele mă rămâne să accentăm o dumneavoastră în gemeni. Dacă aveți planete până în gradul 10-15, puteți asculta și la Taur, că și pe acolo se mai, da, poate să vibreze cu Taurul Vedic. Interesant. 7. 2 și cu 5, 7, 7, apare de Doria. Ok. Interesant. Am zis, a făcut la Fecioară și au apărut niște cărți. Poate aveți legătură Fecioară cu gemeni într-un anume fel, unii dintre voi. Însă, sunt altfel mesajele, nu, nici nu se compară. Energia voastră a trebuit să... să vă conectați un pic la pământ. Pentru că aveți de luat o decizie. Am văzut și multe cărți cu numărul 2. Trebuie să luați o decizie foarte importantă și să mergeți, apropo de faeton, de 7, de cavaler, de eliberare, să mergeți într-o nouă direcție care vă aduce lumină. Repet, dacă nu sunteți voi, interesant, calul alb de două ori. Calul alb. Intenții pure, aș spune, sau dorința de libertate, de eliberare, de constrângeri, de umbre, de... iar trecerea printr-un portal. 2 și cu 4, 6. În fine. Vedem ce legătură are Armadillo. Nevoia asta de realitate, aș spune. Și... eliberarea. Probabil că sunteți unii dintre voi, sunteți între dorința de a vă elibera. De o situație prea tradițională, prea care vă ține pe loc. Posibil. Diavolul poate să însemne și relații karmice. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, un adunat în gemeni. Repet, poate dacă nu e energia voastră, e a unei persoane cu care aveți de-a face voi. Vedeți că e etalare colectivă, nu e etalare personală și sunteți mulți, mii. Wow. Zero și împărăteasa. 0-1 și împărăteasa. Mergeți unii dintre voi spre abundență. Într-o nouă etapă care vă aduce dragoste, abundență, aveți grijă, doamnelor, să nu rămâneți însărcinate, unele dintre voi. Unele mergeți spre o creștere spirituală, dar spre dragoste absolută sau intensă, dar există un sentiment de regret, de nostalgie în legătură cu un stil de viață, un vis frumos, care trebuie să renască într-o altă formă, dar deocamdată trece printr-o etapă în care se vasă lacrimi. În fine. Vedem. Încă o dată, gemeni. O dată. Soarele nu a venit ascendent, nu a venit de ori, de trei ori. Gemeni. Luna, am văzut, emoții intense, peștrac, scorpion, confuzii, frici. Băi, deci nu se poate, așa a început și etalarea la Fecioară. Am zis, încă n-am descărcat-o, dar e acolo. Dar, alte cărți totuși. Dar așa începe cu Regina de Monede, poate unii aveți planete în Fecioară. Regina de Monede, 5 de bute, steaua. 9 de spade. 5 de spade. Am mai fost, cred că, la Taur sau la Verbec, în aceeași poziție. Și judecata. 5 de cupe, 6 de cupe și 4 de bâte. Unii dintre voi aveți pe cineva foarte atras de voi, regele de bâte. Sau o situație la distanță. Unii, nu toată lumea. Mai vedem ce legătură are acest rege de bâte.
3 de bâte, 8 de bâte. Asul de bâte și 10 de monede. Pentru unii să fie o pasiune la locul de muncă sau în afara casei, care aduce un anume tip de trezire, de separare, de, cum am zis mai apropo de turn, de șoc. Șoc. Pentru anumite persoane implicate în această poveste. Mai ales pentru cei tradiționali. Această pasiune, ori la locul de muncă, ori în afara căsniciei, asul de bâte și 10 de monede, și turnul. Separarea, trezirea. Deocamdată ce văd înainte să clarific. Înainte să clarific. Interesant. Sunt două femei implicate în această poveste. Două femei. Una posibil soție, mamă, figură tradițională, are un anume tip de valoare, dar valorile pe care se ghidează sunt mai degrabă materiale. Nu mă fixez pe zodii. Pentru că poate să fie orice zodie. Orice zodie cu un anume ascendent sau planete în semne de pământ. Da? Acest personaj tradițional, am zis, tradițional, s-au fixat pe aspecte care țin de materie, de palpabil. Pentru care stabilitatea probabil era mesajul lor sau acestui personaj, dacă nu sunteți voi acest personaj, pe stabilitatea aceasta materială. Acest personaj, hai să zic, Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu obligatoriu, trece în acest moment printr-un stres teribil. Printr-un stres teribil. Sau poate voi sunteți, vă stresați pentru acest personaj. Vă faceți griji, nu dormiți noaptea din cauza acestui personaj. Poate personajul acesta este prea fixist și voi vreți eliberare și nu știți cum. Sau invers. Acest personaj vrea eliberare și există un aspect care ține de reguli, care încă nu se găsesc soluții ca să fie depășite. Și acest stres aduce și o stare de regret imens. 5 de cupe. Regret imens. O să și clarific. Deci aici este o energie feminină, masculină, o energie. O femeie, eventual, o energie feminină care provoacă gânduri și emoții negative. Din ce motive vedem la clarificare? Aici pare mai degrabă energie masculină, a doua, energie feminină, steaua, judecata și 4 de bâte. Posibil steaua să fie ori o persoană publică, ori o persoană pe care v-ați dorit-o. E ca un vis frumos, aproape de neatins. Sau sunteți voi în credință. Poate să fie cineva cu planete și aspecte puternice în casa vărsătorului, în scorpion și ceva semne de foc. Dar această stea este conștientă că trebuie să renască, să se transforme, ca să împărtășească lumina, experiența. Și o va împărtăși la un moment dat cu 4 de bâte. Într-o relație gen flacări, gemene, suflete, perechi, se va produce această transformare. Cu alte cuvinte, ce a fost un vis se va împlini, va renaște într-o formă palpabilă. Palpabilă.
Dacă voi sunteți aici în această energie optimistă, plină de credință, de speranță, de rugăciune, dorința de a vă vindeca de stres, de lacrimi, de conflicte, de oamenii care vă dau dureri de cap, dacă voi sunteți aici, veți renaște. Eventual vă veți împăca cu cine vreți voi, poate judecata înseamnă și împăcare, vă gândiți oricum cum să renașteți. Și veți reuși să vă găsiți stabilitatea și optimismul și creativitatea, posibil împreună cu cineva. Am zis, pe mijloc văd energie masculină în mod special. Central, 5 de spade, puteți să fiți voi, dar poate să fie un alt semn de aer sau un personaj care... Interesant, ambii aici au dureri de cap, nopți pierdute, își fac griji, femeie și bărbați. Poate este un cuplu care trece prin niște evenimente. Prin niște evenimente. 5 și 5 duce către 10. Schimbare de ciclu. Posibil cineva, un bărbat în mod special sau energie masculină, își face griji. Pe cine să aleagă? E între două femei și pe cine să aleagă? Pentru că, pe de o parte, posibil o femeie este geloasă și creează conflicte și energii negative, și cealaltă este blândă, este copilăroasă, este protectoare și dă o senzație de confort. Oricum, până să clarific. Cei care se roagă și cei care speră vor renaște într-o formă optimistă. Cei care rămân în stres vor regreta. Încerc acum să transmit mesajele mai general. Regele de cupe. Ia uite. Regele de... Gemeni, pești, capricorn... Nu, nu capricorn, am zis-o capricorn. Pești... Ce am, măi? Rac, scorpion. Turn, separare, eventual o căsnicie care se zdruncină. Pentru unii o căsnicie care a fost cândva un ideal, dar a ajuns o mare dezamăgire. Căsnicie, da, căsnicie. Gemeni, soarele, nu avem să ascendem de nou, nu avem geamă. Ia uite, apar îndrăgostiții. Da, trebuie să alegeți. Voi sau persoana la care vă gândiți. Regina de monede, te rog frumos. Regina de monede. Ia uite, patru de spade și asul de monede. Poate sunt două semne de pământ. Patru de spade, deși e semn de aer, prin mine sugerează eremitul, varianta mică. Care eremitul reprezintă zodia Fecioarei. Deci aveți taur, fecioară, capricorn pentru unii dintre voi, dar nu obligatoriu. E o chestiune de, da, între dragoste și karmă. Interesant, justiția înseamnă și karmă. Cum să se facă echilibru între dragoste și karmă? Un rege de monede, un soț, un soț. Este îndrăgostit și nu știe ce să aleagă. Căsnicia karmică, relația karmică, contractul karmic sau dragostea. Am senzația că soția știe. Pentru că și ea se gândește, regina aceasta, femeia, energia feminină, se gândește. Puteți să fiți și voi, la o nouă relație, la un nou început. Eventual se gândește cum să vindece niște dezamăgiri ca să înceapă ceva nou. Ori să se marcheze acea nouă etapă între cei doi, ori cu justiția să se producă o separare ca fiecare să-și vadă de drumul lui. Nu știu, vedem. Cinci de bute. Și mai vedeți și voi în viața voastră, pentru că etalările sunt... Ia, uite, etalări generale. Faetonul și trei de spade. Dar faetonul merge către stea. Interesant, apare victoria peste minciuni, peste consumul de energie, peste... Și toate foc și aer, gând și spirit.
Da, sunt conflicte, sunt gelozii, sunt oameni, obstacole în calea unui vis, aș spune, a unei reușite. Și totuși. Ne mai dăm pe trei de spade o carte. Trei de spade. Sunt multe. Ah, moartea. Interesant. Da. Acum apare și scorpionul. Este foarte greu de ales pentru că e situație destul de complicată. Steaua. Clarificăm steaua. De-aia vă și rugați. Luna. Peștrac, scorpion și vărsător, dar nu obligatoriu, sunt energii. Nu mă refer musai la zodii. Energii. Planete pe acolo care creează această energie. În secret vă rugați, în secret sperați că se va încheia această suferință. Că cine trebuie, poate și voi și persoana la care vă gândiți, vor lua decizia cea bună să lase în spate ori un semn de foc foarte impulsiv, gelos, da? Ori, pur și simplu, aceste conflicte și interioare și nu doar interioare, sunt oameni care intervin între voi. În această decizie, în primul rând. Interesant ce mai simt în acest context. A fost un drum al cuiva, cineva a încercat să lase în urmă niște conflicte și a mers, de fapt, înspre o nouă dezamăgire. Da, s-a încheiat acea dezamăgire, dar cu alte cuvinte, din ce motive? A sperat că merge înspre bine și a avut parte de dezamăgire. Poate cineva cu marcaj în zodia racului a încercat să vină spre voi și lucrurile n-au mers. Și acum trebuie să se vindece. Vedeți, sunt multe. Nouă de spade. Ia, nouă de spade, nouă de cupe. Aer, apă. Vă faceți griji pentru acest vis. Sau cineva care vă iubește și suferă în același timp, uite, marele preot, și suferă în același timp pentru voi. Să nu piardă ocazia aceasta, marea iubire. Pentru că sunt discuții, sunt conflicte, sunt secrete. Dar e și o pasiune, este și o iubire secretă. Din cauza asta sunt conflictele, din cauza asta sunt geloziile, din cauza asta sunt lacrimile. Și tot din această cauză este și speranța și trebuie ținută în secret. Uneori anumite povești și chiar nu doar anumite povești. În general e bine să nu spunem lumii nici ce facem, nici cu cine vorbim, chiar dacă nu există triunghi amoros, chiar dacă sunt doar doi oameni. Invidiile apar din partea prietenilor și a familiei și a colegilor. Cinci de spade. Valetul de monede. Da, există dorința cuiva de a comunica despre împăcare, despre pasiune și împăcare, despre speranță. E, judecata, e un sentiment că ați avut în voi sau persoana la care vă gândiți, nu știu cine e aici, puteți să fiți voi. O să fie ei. Sau poate să fie aici masculin, aici feminin. Poate că sunteți amândoi. Când unul plânge, celălalt îl încurajează, aș spune și speră. Când unul e prea euforic, celălalt își face griji, eventual, cum să se păstreze această vis.
Iau, regina de spade și nouă de spade. Măi, vă faceți griji. Că nu cumva să trebuiască să tăiați legătura cu persoana dragă. Judecata. Judecata. Ia uite steaua. 5 de extraordinar. Mamă, dar câte cărți au venit așa să ia. Da. Trebuie să le pun așa frumos în ordine. Foarte multe cărți. Judecata. Vă gândiți. Judecați. Cum să renașteți. Pentru că iubiți foarte mult și voi sunteți iubite sau iubiți și ei vă iubesc. E vorba de dragoste. Nu știu cine iubește aici, dar e o dragoste foarte profundă. Regele de cupe. Dragoste profundă. Nu mă fixez pe zodii, dragii mei, ci pe energie. Este dragoste profundă. Posibil la locul de muncă? Posibil. E o întâlnire de destin care vă schimbă destinul. Ia uite, va schimba destinul, v-a adus fericirea, dar a intrat într-un moment de blocaj, pentru că implică foarte multe sacrificii această fericire. Implică, m-a zis, ia uite, între 9 și de cupe și 9 de spade și între soare spânzurat și 9 de și 10 de spade. Sunteți conștienți că trebuie să încheiați un ciclu karmic, apropo de ciclurile pe care le-am văzut. Și eventual să vă luptați. 5 de bâte, iar apar, interesant, 5 de bâte și steaua. Și în prezent și în trecut de mai mult timp, eventual sunteți conștienți că trebuie să luptați pentru acest vis, să luptați să vă vindecați, că probabil că este greu să vă vindecați dacă pierdeți o mare iubire. În ce sens o pierdeți? Vi se pun blocaje sau eu știu ce. Este judecata, la toate lucrurile astea judecați în acest moment. Cum se poate să renască? Eventual. Sacrificiile care sunt în această poveste sau pe care le trăiți voi ei, vă vor obliga mai devreme sau mai târziu să încheiați acest ciclu, pentru că nu puteți să stați. Da? Nu puteți să stați așa. Toate zodiile sunt pe masă. Asta ar fi problema. Ia uite, împăratul, regele de bâte și diavolul. Măi, da, câtă pasiune. Câtă pasiune intoxicantă. Sunt și emoție și romantism. O persoană autoritară extrem de aprinsă în această poveste. Ori față de voi, ori voi sunteți față de cineva. Dar, ce mai simt? Mai simt că e o persoană, afară de persoană autoritară care, sau importantă, care este, am zis, obsedată sexual, aproape obsedată sexual în această poveste, mai este interesant, evident, cu diavolul, regele de bâte și împăratul, probabil cineva cu marcaș puternic în leu, berbec, capricorn, poate și taur, este foarte autoritară, vrea controlul, probabil că vrea intervine, probabil, e acest 5 de bâte, posibil să fie acel 5 de bâte care intervine energetic, poate și fizic, poate și prin comunicare. Intervine între voi, eventual. Oricum, toate cele trei cărți îmi sugerează gelozie, autoritate, agresivitate, dacă este necesar. Dacă este necesar ca să se păstreze ceva sau ca să se elibereze, nu știu exact, voi trebuie să știți. Totuși, repet, etalare colectivă. Și nu mi-asum ideea aberantă că toți treceți prin această situație. Unii sunteți bărbați, femei, mai tineri, mai în vârstă. Așadar, găsiți mesajul. Găsiți unde se aplică acest mesaj. Posibil, dacă știți despre acest personaj că are o atracție fizică foarte mare față de voi sau de cineva, acest personaj încearcă să se controleze. Dar afară de acest mesaj, simt că există și gelozie și dorința de a se impune, de a impune niște reguli. Cinci de cupe.
Din acest motiv apare steaua și 5 de bâte. Conflicte versus vindecare. Spera, ia, uite, 5, ce a apărut? 5 de cupe, regele de bâte și împărat. Acest personaj plânge, regretă ceva. Acest personaj regretă. Poate că e căsătorit. Pentru mine, împăratul implică responsabilități în familie. Poate să fie căsătorit cu această femeie. Că am zis că regina de monede poate să reprezinte și soția, împăratul poate să reprezinte și soțul, ca și regele de monede. Poate să fie femeie în energie masculină, dar vorbind de o energie masculină, autoritară, plină de pasiune, dar care? Interesant. Plânge. Regretă. Vreau împăcare. Deși, ia uite, este tăcere, sunt conflicte, judecă. 6 de cupe. Cinci de cupe. 6 de cupe înseamnă și împăcare, dar aș spune... Trebuie să vă gândiți la această împăcare. Aveți de ales voi, ei, între diavol, între obsesie, frică, dorința de a domina, aici e obsesie sexuală cu cavalerul de cupe, da? Și stres, griji, în legătură cu, eu știu, voi știți la ce vă stresați. 5 de cupe, 6 de cupe. Ce mai simt? Simt că eventual un suflet pereche plânge după voi sau plânge că a pierdut ceva. 5 de cupe, 6 de cupe, mai dăm o carte. 6 de cupe de două ori. 6 de bâte. E o pasiune pentru care cineva plânge. Dacă nu sunteți voi persoana cu care aveți de-a face. Nu știu. Cea secretă, cea oficială. Mai dăm o carte. Da, un personaj care plânge că a pierdut ocazia, că a pierdut o dragoste și vrea să reconstruiască această relație de la suflet la suflet. Vrea să aibă victorie. 4 de bâte. Sufletul vostru pereche, probabil flacăra voastră geamănă, bărbatul vostru divin sau poate femeia voastră. 4 de bâte. 2 de cupe, extraordinar, și 3 de cupe. Da, veți manifesta această întâlnire cu sufletul pereche, da? Vă veți bucura, dar în acest moment treceți prin mare, și repede, dacă nu sunteți voi, e cineva de acasă care trăiește o iubire excepțională, nu știu. 4 de cupe înseamnă și casă pentru mine? 2 de cupe, suflete perechi. Între casă și un suflet pereche, posibil. Între un semn de foc și un semn de apă, nu, obligatoriu. Dar, mai dăm un cuf. Haide. Ia uite lumea. Care ar fi după lume următoare? Pentru că lumea înseamnă încheiere de capitol. Apropo de alegeri, am vorbit de întregostiri și de alegeri, chiar de la început. Regele de bute tot apare, acest personaj prinde un conducător, ia uite. 10 de bute, de ce? De ce 10 de bute? Extraordinar, dacă... Mai dăm o carte. Mai nu știu.
Lumea înseamnă foarte mult, dar printre toate, inclusiv relație la distanță, online sau peste hotare, că tot am văzut faietonul și călătorii, dar nu obligatoriu. Lumea înseamnă încheiere de capitol. Poate că dacă ați fost între o casă și un suflet pereche, între un suflet pereche și o flacără geamănă, și apare împărăteasă, wow, și împăratul e aici. Mai, cineva și-a găsit perechea divină. Nu știu. Spuneam că apare această încheiere de capitol. Posibil cineva a fost între două, într-o casă și o prietenie. Într-o pasiune bazată mai mult pe sex și o legătură foarte profundă, cu care nu zice nimeni că nu, poate că a fost atracție fizică și față de sufletul pereche, dar e mai mult decât atât. Deci, să recapitulăm. Va fi o încheiere de capitol în care cineva este între două situații. Dar această încheiere de capitol vine cu un mare consum, apăsare, consum energetic. Și cu, am văzut 5 de cupe de 2 ori, 6 de cupe, dorința de împăcare și regrete. Și în acest nou capitol, care se va deschide, se va dori iar judecata de 2 ori, 6 de cupe de 2 ori. Steaua de două ori, 5 de bute de două ori, foarte multe dubluri. Se va vorbi despre o împăcare, despre o renaștere. Acum, dragii mei, repet, este etalare colectivă. Nu știu exact pentru cine vorbesc. Pentru voi, oamenii cu care stați, sau oamenii pe care iubiți în secret, nu știu. Dar Cavalerul de spade și judecata, ascultați-vă intuiția. Cavalerul de spade este de aer, în mod special, nu obligatoriu. Ascultați-vă intuiția. În această apăsare, ascultați-vă intuiția. Câte cărți se scot? Poate că intuiția vă spune că aceasta este flacăra voastră geamănă. Dar vedeți voi că la flăcările gemene nu e obligatoriu să fim împreună. Nu știu, voi știți ce veți mai face. Iar este o etalare grea. Ia uite. Între o căsătorie și o dragoste extrem de mare, aș spune. Cu care puteți avea abundență, dacă îndrăzniți să vă separați de persoana karmică. Sau dacă îndrăznesc ei. Dar e greu, pentru că am văzut diavolul, există toxicitate, gelozie, scandal, discuții. Ce este spade valetul? Mai dăm o carte pe valetul de mână, de până urmă. Ia uite, justiția și valetul de cupe. E o tentație în afara casei. E o tentație în afara casei pentru unii dintre voi. Și e greu. Că te gândești. Ce faci? Stai acasă pentru copil? Sau își împărtășești emoțiile și pasiunea? Cum să faci dreptate în acest context? Cum să faci dreptate? Cum să manifesti echilibru? Nu mai zic de zodii, că le aveți pe toate. Cine e nouă de cupe? De obicei e zodia peștilor, dar nu obligatoriu. Pești, drac, scorpion, nouă de spate, nouă de cupe. Clarificăm nouă de cupe. Extraordinar. 9 și cu 1, 10. Și 10... am zis, este... O poveste, în acest, dacă nu rezonați, nu ascultați, nu o problemă.
Deci este o dragoste mare între doi oameni, 9 și 1, 10, pentru care această dragoste aduce suferința și altor oameni implicați în această poveste, ci din familie. Sunt direct afectați de această dragoste. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați din punctul meu de vedere, nu. Sperați în continuare. Pentru că nu e normal să te sacrifici atât. Viața e scurtă. Dar ori voi suferiți pentru că cineva și-a găsit o nouă dragoste, ori persoanele din preajma voastră sau a lor suferă pentru că voi doi vă iubiți. Sunt aici doi oameni care se iubesc, casul de cupe și nouă de cupe. Și alții își fac griji, pierd nopțile. Poate că și voi. Vă faceți griji. Cum să fim împreună când... A, poate că amândoi sunteți căsătoriți. Sau unul e căsătorit, celălalt e influențat de familie, de principii, de tradiții, da? Dacă nu e doar căsătorie. Pentru că ambele cărți reprezintă situații, cum zic, mesaje asemănătoare. În plus, marele preot mai aduce în discuție și aspecte care țin de credință, de ghidaj divin. Poate cineva o persoană publică, foarte cu steaua de două ori, marele preot. Persoană care, împăratul, da? Și împărăteasă, au văzut mai devreme. E greu. E greu. De-aia zic, păstrați-vă credința între conflicte interioare și credință. Sunteți de mult timp, nu doar acum, dar în continuare, în zodia balanței, probabil vă gândiți la aspecte care țin de justiție, de karmă, de darmă, de iubire. Miau, miau. Motănelul meu roșcat. Da, mă ridica. Hai, vine aici. Apropo de libertate, vă dați seama că trebuie să... Această dragoste, ia uite și fericire. Fericire. Happiness. Se întâmplă într-un mediu foarte ascuns. Această dragoste se întâmplă într-un mediu ascuns. În restul zilei sau în alte condiții, probabil că nici nu vă cunoașteți, sunteți foarte glacial, dar când sunteți împreună, fericire maximă, vă transformați. Dar totuși este o dorință, veți simți mai devreme sau mai târziu dorința de eliberare, pentru că este greu să trăiești între... Iar vă trimis să ascult, să vedeți un film corean, Monarhul, Regele Etern, Monarhul, cum cei doi se iubeau, a trebuit să facă un pact într-un anume fel, să trăiască în diferite dimensiuni. Da. Motanelu a venit lângă mine. Probabil că totuși veți merge către persoana care vă alină. Sau ei vor veni spre voi pentru că îi alinați. Sau persoana la care vă gândiți merge spre sufletul sau pereche. Trebuie să vin și cu această variantă. Dar cu 10 de monede și marele preot. Dacă ați îndrăzni să lăsați acea căsătorie karmică, sunt convinsă că ați avea parte de abundență. Eu știu situații. Printre vecinii aceștia pe care i-am aici. Știu situații. Deci o abundență imposibil de exprimat, pe care doi oameni au trăit-o. Nu pot să dau nume. Și ei și copiii și nepoții au trăit-o pentru că au îndrăznit să iasă din relația karmică tradițională și s-au iubit. Și au mai avut copii. Și copii și tot așa. Fericiți până la adânci bătrâneți și generațiile următoare. Dar nu știu ce să zic. Alegerile sunt ale voastre. Voi vă gândiți. Situațiile sunt complexe. Eu am citit cât am putut de... Am încercat să explic și să clarific cât am putut de bine. Pentru cineva e clar acest mesaj. Ascultați-vă intuiția, că aveți judecata de două ori. Rugați-vă cu steaua de două ori. Vindecați-vă de frici cu steaua și luna.
7. Și petreceți timp de calitate împreună. 4 și cu 6, 10. 10, 1. Probabil că o nouă etapă. Vă veți întâlni, am zis, la un moment dat cu acest suflet pereche. Și alegeți dragoste. Uite, alegeți dragoste. Fiți în prezent, visați la viitor. Alegeți dragoste. Oh, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau.